Înainte de pauza de publicitate, vorbeam despre televiziune, despre faptul că m-ai plecat de la Canal D, în plin succes. Totuși, ai trăit vreun moment penibil la televizor? Și dacă da, care a fost? Și când te-ai simțit? O să zic că toate momentele din postura, din postura de prezentator au fost excepționale. Am avut și invitații la limita ridicolului, pentru că am fost într-o zonă de tabloid în care, inevitabil, în anumite serii, am avut niște prezențe cel puțin stranii prin platou. Și pot să spun că toate momentele mele în televiziune au fost excepționale, de Oxford, de Harvard. Dar, unul dintre, cred că cel mai penibil moment în televiziune s-a întâmplat de curând. Da, în televiziune și nu în calitate la de... La Metropola? Nu. Și nu în calitate de prezentator, ci de invitat. S-a întâmplat să fiu invitat în mod straniu după... În mod straniu de cei de la emisiunea lui Cătălin Măruță. Așa. De ce în mod straniu? Te-au invitat pentru că oamenii. Nu m-a chemat niciodată. Adică pentru prima oară după, foarte mulți ani. Și m-a chemat pentru o rubrică despre care habar n-aveam. E celebră rubrica, nu știam să mare știi. Lucru. Dar nu știa exact care sunt regulile. Că nu, eu nu prea am timp să mă uit la televizor la ora aia. Nu mai știu cum și-a configurat, nu știam cum își configurase Măruță emisiunea. Și rubrica cu sosul, pentru rubrica cu sosul Iuți. M-am dus acolo, eram destul de relaxat. Am vorbit cu Buzu înainte de emisiune, tot Buzu. Ok. Buzu, nu? Buzu înainte de emisiune. Și Măruță era accidentat. Da, era... Am făcut niște ponte înainte, mi s-a părut că le-a primit foarte bine. Nu părea deloc încântat că sunt eu invitat. Zicei că cineva m-a băgat cu forța acolo sau ceva de genul ăsta. Și, sau, mă rog, era foarte pe repede înainte tot ce se întâmpla acolo. Da, era contra cronometru. Era foarte, m-a marcat de faptul că trebuie să fie foarte scurt. Nu a întrebat nimic, nu, ce cauză pe aici, direct cu întrebările. Voiai și tu să fii încălzit un pic. Preludiu acolo, ceva. N-ai avut parte de preludiu. N-am avut parte de preludiu și direct cu întrebările. Întrebările s-au întâmplat să n-aibă nicio legătură cu realitatea. Nu o să spun că au fost niște întrebări idiote, că nu așa. Dar adică nu aveai ce să răspunzi? Nu prea aveam ce să răspund la el. Adică nu erau întrebări conforme cu ceva ce se întâmplase în viața mea. Erau mai degrabă niște fabulații sau niște proiecții ale celui care le-a conceput. Și atunci... Este situații imaginare, probabil. Atunci Măruță fiind răbdător, pentru că dădea tot timpul din picior, părea un pic crispat sau nu, așa mi s-a părut mie în acel moment, mi-a picat nivelul intelectual foarte rău. Singura oară în viața mea când mi s-a întâmplat ce, ceva. Blanc? Blanc și zic, bă, ce vor ăștia de la mine? Sosurile alea erau complet de iuți. Deci după prima chestie, prima înghițitură pe care am luat-o din... Deci, credeți-mi, ca și cum bei acid sulfuric, e ceva înfiorător. Eu sunt consumator de mâncare picantă, sunt în stare să mănânc ardei iuți, un borcan. Nu există echivalent. Zici că mănânci cauciuc topit... cu, nu știu, sârmă, cuie, cu treburi de-astea. Și nu mi-a plăcut întrebările și atunci m-am apucat, scăzând nivelul intelectual, să răspund numai chestii tâmpite, numai cretinisme. Am dat răspunsuri penibile care nu aveau nicio legătură cu ce mi s-a întâmplat vreodată în viață, cu opțiunile mele și în ceea ce te privește. Știam că Măruță vrea ca la tabloid, nu știu ce, cărniță acolo, răspunsuri... Pentru că știai și tu din postura ta de moderator. Știam din postura mea de moderator. Și atunci am dat niște răspunsuri tâmpite. A fost cea mai penibilă prestație mea la TV ever, drept pentru care vreau să le cer scuze celor care s-au uitat la acea emisiune. Chiar și lui Cătălin, pentru că a fost... chiar am fost penibil, adică n-are nicio legătură cu ceea ce... Poți să transmiți un mesaj lui Cătălin. Mesaj de dragoste. A fost realmente cel mai tâmpit și inexplicabil blanc cât moment din viața mea, probabil de la bizareria momentului, a întrebărilor. A... Să mai mergi odată și să faci lucrurile așa cum trebuie. Nu pot să beau iuțelile alea de acolo. Nu bei iuțelile alea, răspunzi la întrebare. E și asta o variantă. Deci a fost oricum cel mai penibil moment din viața mea. Chiar le cer scuze ălora din colegilor din echipa lui Cătălin, probabil și nu și-au închipuit că pot fi așa. Vrei să spun ceva? Asta era mintea, dar n-a fost chiar așa. Mie mi s-a părut horror. Cum ai resimțit tu? După ce am ieșit de acolo, eu, având și niște acțiuni, uneori puse de hipertensiune, de vreo 3-4 ori pe an,
Pentru că, bine, uite, n-am mai avut de foarte multe luni și sper să nu mai am. Am și slăbit acum mai multe chile. Câte kilograme ai? N-am temut de treaba cu ardei iuți, cu sosurile. Da, câte kilograme ai slăbit și în cât timp, acum recent? Și cum? Nu știu când vei difuza emisiunea, dar cel puțin până la ora la care facem interviul, aproape 10 kilograme. În cât timp? În 3 luni. 2 luni jumate. Păi da, dar mai serios, te-ai ținut într-o lună. Da. Într-o lună. Da, într-o lună. Și zi-ne rețeta. Foame. Spune-le telespectatorilor. Foamea, rețeta. Nu există altă rețetă. Nu există altă rețetă. Este singura rețetă care te ajută să slăbești. Ciuguleala. Dacă mai vreți, este iar o rețetă. Ciuguleala. Te păcălești că mănânci. Iei câteva înghițituri. 2 măsline. Ți-e foame? Iei o măslină. O roșie. Mai o bucățică de brânză, dar atâta, la un moment dat. Să precizăm. Nu mi-am permis nici măcar o masă întreagă. O jumătate de ciorbă. Fără pâine. Deci fără carbohidrați. Am renunțat complet la carbohidrați. Nu cartofi, nu paste. Out. Da? Fără dulciuri. Am mâncat portocala, s-a simțit pe cântar. Am ajuns să-mi fie frică și să beau apă. Cred că e o nebunie. Dar e ca un fel de pariu cu mine, de care vreau să mă țin până la capăt și să mă duc acolo unde am, la greutatea pe care am avut-o când am plecat de la Canal D. Ok, dar ai ceva gânduri ascunse de vrei să devii? Nu, singurul gând ascuns e sănătatea. Am o anumită vârstă. Nu, dacă nici acum nu mă slăbesc, când să slăbesc? La 60 de ani, 70 de ani mă apuc de sport. Pă bune, e penibil. Asta este momentul. Auzi, dacă tot vorbim despre televiziune așa, ai fost tu prin televiziune și cât încă ești? Hai să vorbesc acum la trecut, dacă ai primit avansuri din partea femeilor celebre. Asta a fost aproape una dintre întrebările pe care mi le-a adresat Măruț atunci. A, la sosurile iuți, nu? Ceva de genul... Au fost avansuri, dar au fost vizibile. Unele erau clare și cred că erau o mulțime de femei care, dacă aș fi vrut celebre, n-ar fi avut nimic împotrivă. Pentru că, cel puțin în câteva momente din viața mea, era evident că dacă ieșeam pe stradă și aș fi dorit să am relații cu femei, puteam din 10, nu știu, 2 să... Nu, poate exagerez să fac treaba asta. Când eram la acest direct, intram în club și femeii nu mă plezneau peste fund. Deci, femei pe care nu le cunoșteam. Mă trezeam cu femei care îmi spuneau că nu fac perversiuni. Eu... nu le chemam. Dar nu fac perversiuni, dar vreau, știu ce. Au fost. Aveam femei care îmi cereau să fiu amantă, să îmi cereau să fie amanta mea sau amantele mele, pardon. S-a și întâmplat. Tu cum le răspundeai și cum le refuzai sau ai acceptat? Am fost construit din alt lut. Din alt aluat. Nu am fost niciodată un... Și n-ai fost ispitit un niciodată? Un ușuratic. Trecând peste această întrebare, așa, ispitit. Adică n-ai avut momente în care ai fi putut ceda? Ba da. Am avut momente în care putem ceda. Că ai simțit tu că ești gata să cedezi. N-aș pune problema... Că e de domeniul trecutului. N-aș pune problema în termenii ăștia. Cred că niciun bărbat de storie nu se simte comod într-o astfel de situație. N-ai alunecat așa niciodată? În păcat? Ce înseamnă păcat? Într-o infidelitate. Eu ar fi trebuit să fac asta. Eu răspund altfel. Ar fi trebuit nu să cad în păcat. Ar fi trebuit să-mi văd de viața mea și de mine. Când? Stai un pic. Înainte. Înainte de mine? Înainte. Pentru că am fost un bărbat prea serios și prea cumit în raport cu opțiunile pe care le-am avut. Chiar dacă am ales să nu vorbesc, chiar atunci când s-au întâmplat anumite evenimente și presa de multe ori a făcut speculații și a creat articole, cum să zic, cu nuanțe care n-ar fi trebuit să existe niciodată, ar fi trebuit totuși chiar să le dau apă la moară, pentru că am fost prea serios în raport cu lucrurile, chestiile prin care am trecut. N-am fost un ușuratic, sunt bărbați și prieteni care îmi spun, băi, ești un tâmpit. Deci chiar ai fost întâmpit? Cred că da, am fost întâmpit. Mulți spuneau că dacă aveau fața mea, aveau 3 femei pe zi. Sau dacă erau Mădălin Ionescu, chiar oameni serioși, foarte serioși, mulți. Ar fi avut, și într-adevăr aveam prieteni care reușeau performanța asta.
Aș fi putut și eu să fac așa ceva, pentru că în studenție, în mod normal, mi se întâmplau lucruri. Eram, chiar arătam într-un fel. Acum m-am gândit. Trebuia să-ți adresez și ție întrebarea aceea pe care i-am adresat-o lui Aurelian Temișan, când a fost aici în emisiune. Pe o scară de la 1 la 10, cât de fidelă ești soției tale? Cât de fidelă? Actuale. Cât de fidelă? Fidel ești. Pot să-ți răspund în felul ăsta. Nu mai bate. Eu... Și nu mint, nu exagerez. Eu nu am nici măcar vise erotice cu alte femei. Deci nici măcar în vis. Nu am momente în care... Și nu e o nebunie, deci nu e o chestie pe care o spun la TV ca să audă telespectatorii să spună, bă, ăsta e un dement sau nu spune adevărul, spune adevărul. Să creez controverse. Nu am vise erotice cu alte femei. Deci dacă eu nu am vise erotice, nu mă trezesc în situația în care chiar și, nu știu, așa, un vis, a fost un vis. Să mă trezesc să spun, bă, ce a fost ciudățenia asta, cum aș putea să te înșel sau să am alte opțiuni real, treaz fiind. Am mai avut invitații aici care au spus că chiar dacă nu și-au înșelat soțiile, dar mai au fantezii, nu știu, cu Angelina Jolie, de exemplu, sau cu, nu știu, actrițe din astea consacrate, așa, vedete internaționale. Ce vrei să spun? Ce? Da. Hai să depășim acest moment. Păi ce? Păi ce rost are să vorbim despre... Eu consider așa... Uite, am făcut o emisiune de curând cu un specialist care spune că bărbatul nu ar trebui să fie monogam. Da. Și că oamenii, în general, nu ar trebui să fie monogam. Și că sunt triburi care păstrează obișnuințele comportamentale ale primilor oameni care nu erau, nici zeii nu erau monogami, zeii între ghilimele. Acele civilizații, membrii acelor civilizații superioare care au venit pe pământ și au construit aici niște excrescențe ale civilizațiilor lor de pe alte planete. Monogamia este o raritate, e o loterie. Trebuie să ai un noroc excepțional să găsești partenerul potrivit, astfel încât să-ți permiți luxul de a îți imagina viața numai alături de el și de a avea acea chimie până spre final cu partenerul, până că nu se mai poate, biologic. Mai avem puține minute. Sper că fac parte din categoria asta, că suntem acești norocoși și că vom rămâne în această ecuație și chimie până la final. Sunt profund impresionat. Am o întrebare, de fapt două. Ai trece peste un moment de infidelitate? Adică dacă m-ai înșela? Cred că în niciun caz n-aș reacționa agresiv. Pentru că nu suntem proprietarii nimănui. E decizia ta. Ar fi decizia ta. N-aș putea să-ți urez decât succes în viață. Una e să ai niște... În imaginație, să ai pe moment, sub impactul unui articol, unui film, într-un vis, niște secvențe pe care ți le poți analiza singur, niște vulnerabilități, ce alt ar fi să duci la capăt un gând și să săvârșești fapta, din punctul meu de vedere. Pentru că, până la urmă, asta face diferența între noi și mediul animal. Decizia. Bun, vreau să te mai întreb, că avem foarte puține minute. Ai trecut peste un moment de infidelitate? Da. Da, înainte să începem noi relația, în relația pe care o aveam înainte. Mă rog, cât a mai durat după aceea? Câteva luni. Asta înseamnă că n-ai trecut. Păi, culmea este că după ce am trecut eu, persoana respectivă avea niște reacții inexplicabile. Adică, deși tot ea făcuse, ajunsese să-mi reproșeze că m-aș culca cu toate femeile care veneau în emisiunea mea, ceea ce era o aberație, evident, nu era adevărat. Și atunci lucrurile au căpătat o turnură inevitabilă. Nu s-a mai putut. Eu n-am avut o mare problemă. Deci n-am fost marcat, dimpotrivă, ținând cont de faptul că avem o relație destul de horror. Pentru mine a fost aproape ca o eliberare, inclusiv în momentul infidelității în sine. Mai așa avem zise infidelități. Pentru foarte că puține minute. Da. 4 minute. Așa zise, în sensul că nu avem o relație în care să mai consider că lucrul ăsta mai contează prea tare. Am înțeles.
Aici încă o întrebare în cutia secretului și o întrebare în cutia aurie, în cutia banilor. Hai să începem iară cu sufletul, dacă mai atât de puțin. Vezi că trebuie să răspunzi rapid. Cum o alinți pe soția ta? Există o singură formulă de alint, baby. Divorțez. Amazona mea. Așa da. Am scăpat. Pentru că, adevărul că de foarte mult timp nu mi-ai zis așa. Da, îmi cer scuze. Mai pe la începuturi, în primii okay. ani. Da. Vezi că se mai schimbă lucrurile în timp. Bine, de ce ai nevoie de noi variante? Vrei să-mi pun perucă? Păi nu noi variante, era se varianta noastră. Obiect. Am înțeles. Okay. De care ai cam uitat în ultimul timp. Îmi pare rău. Dar dacă mai... Ce scuze? Deci să trag și din da. Cutia galbenă. Cutia aurie. Aurie. Tu și soția țineți banii la comun? De ce ezit? Cum adică? Păi ce, am zis ceva? Păi nu, ezit să răspund. De ce ezit? A, am înțeles de ce ai zis. Nu, de ce ezit? Îi ținem la comun, la tine în comun. În buzunarul tău. Nu, îi ținem în comun. Nu îi ținem la tine, da, așa îi ținem. Nu există, la noi nu există chestia de genul ăsta, banul ăsta, în banul ăsta nu intri, banul ăsta e al meu, asta este, ăsta e contul meu, n-ai acces la el, nu există așa ceva în familia noastră, e adevărat. Și nu mi se pare normal, adică nu... Se pare un mod sănătos de conviețuire în cuplu? Păi dacă am ales să mergem împreună în viața asta până la final, de ce mi-aș pune bani deoparte ca să ce? Să joc table, să... Pui bani deoparte, să-mi iau ce? Da? Ești tu împotrivă să-mi iau eu bunuri? Discutăm în casă. Nu cred că ai fi niciodată împotrivă să-mi iau ceva. Eu sunt împotrivă să ții tu genți, pantofi și toate obiectele pe care ți le... Sunt un reproș aici? Nu, sau? Evident că nu. Hai că nu chiar, nu e exagerat. Astea sunt chestii de buget al familiei. E un buget comun. Avem copii, că avem copii până la urmă. Și acum, Petra, pe final, mai avem și noi un minut jumate despre zi. Copii. N-am apucat să vorbim. Așa? Pentru că vorbim în fiecare zi și în fiecare clipă despre copii, că ăsta este subiectul principal în familie. Ștefania este mare. Ești pregătit să fii bunic? Bunicul, Mădălin. Este decizia ei. Deci, sincer, este strict decizia ei, ar fi decizia ei. Nu văd de ce ar trebui să mă opun. Eu am luat niște decizii în viață. Unele au fost greșite. Altele inspirate, aici iau în calcul tot ce înseamnă viața unui om și este important ca ea să-și ia propriile decizii. Dacă decizia este să aibă un copil cu cineva, chiar dacă poate nu ar fi pregătită într-un moment sau altul, ce aș putea să facă? Asta cu pregătit oricum nu știi da, niciodată. N-am nimic în motivul unui copil. Un copil e o minune, până la urmă, e o taină a vieții astea și chiar dacă vremurile sunt complicate și pentru copii și viitorul nu sună foarte bine, aș putea fi bunic. Aș fi un bunic excepțional, cred. Filip are 20 de ani. Anul ăsta face 20 de ani. Petra a făcut 6 ani de curând. Ești pregătit să fii din nou tată? Bibi? După emisiune? Ceva? Te întreb așa. Vrei să fii mamă din nou? Mi-ar fi plăcut, dar am niște temeri așa... Legate de... viitor, de, bă, nu știu dacă ne descurcăm și cu timpul și cu toate și deja vârsta nu mai sunt și eu tânără. Eu cred că vârsta e și vremurile. Restul cu descurcatul nu există așa. Păi descurcatul nu mă refer neapărat din punct de vedere financiar, ci din punct de vedere a gestionării timpului, că na. Restul... Hai să discutăm asta acasă. Nu în fața continuăm discuția acasă? Continuăm pe discuția tema asta? Acasă, sigur că da. Mulțumesc mult de tot pentru prezență, domnul Mădălin Ionescu. A fost mulțumesc. O plăcere. Mulțumesc că m-ați invitat. Le mulțumim și telespectatorilor că ne-au fost alături și sper că ne-ați urmărit cu interes. Noi ne revedem data viitoare. Thank you.
Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității.